Chiar și fără evenimente violente, protestul de aseară s-a lăsat cu peste 100 de amenzi. Ne aduce detalii chiar acum colega mea Cristina Dalas. Cristina, bun găsit! Bun găsit, Ivet! Până la acest moment, 157 de participanți, printre care și organizatorii, au fost sancționați de jandarmi cu 82.100 de lei pentru nedeclararea manifestației și desfășurarea acesteia fără respectarea prevederilor legale, pentru că cei mai mulți dintre tinerii care au manifestat pe străzi nu au purtat mască. Sancțiuni de 900 de lei au primit și 3 adolescenți care trăgeau cu praștia în coloana de manifestanți ce se afla în marș pe Bulevardul Marinarilor. Jandarmeria Constanța anunță că identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea va continua, de ajutor fiind imaginile filmate aseară în timpul protestelor. Atât de aici, Ivet.